Stela Dănilă vă prezintă telejurnalul. Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la telejurnal. Vă invit să vedem împreună știrile orei 18 pe TVR Moldova și TVR 3. Iată câteva titluri. Basarabean certat cu legea în Ucraina. Bărbatul care ar fi comis mai multe ilegalități și vroia să înființeze o grupare criminală a fost expulzat din țară. Iarna s-a întors în forță. A fost o noapte grea pentru șoferii care s-au aventurat pe șosele, dar și în orașele din Republica Moldova. De altfel, în întreaga Europa, zăpada și viscolul au dat peste cap transporturile. Toleranță zero față de firmele care încearcă să ocolească plata unor taxe prin achitarea salariului în plic. Inspectoratul Fiscal demarează controle la agenții economici evazioniști. Scrutin fără emoții pentru Vladimir Putin, care a câștigat încă un mandat de președinte al Federației Ruse cu un scor de peste 76%. Zăpada a pus stăpânire pe Republica Moldova. A fost o noapte grea pentru șoferii care s-au aventurat pe șosele. Multe mașini au rămas blocate. În sudul țării a fost luată decizia de a opri temporar circulația camioanelor. Drumarii au lucrat din greu și dacă aseară cele mai multe drumuri erau înzăpezite, astăzi traseile naționale sunt practicabile. Va ninge și astăzi, așa că oamenii sunt îndemnați să fie prudenți. Așa a arătat toată ziua de ieri pe șoselele din Republica Moldova. Viscolul și ninsoara abundentă au dat bătăi de cap șoferilor. Din cauza nămeților, zeci de mașini au rămas blocate și a fost nevoie de intervenția salvatorilor. La curățarea șoselelor au fost implicate 320 de utilaje speciale. Drumarii au împrăștiat peste 3100 de tone de material antiderapant. Printre mijloacele de transport deblocate au fost și 6 ambulanțe aflate în timpul unor intervenții. La lucrările de prevenire și lichidare a consecințelor ninsorii au fost antrenați 680 de salvatori și pompieri, dar și peste 500 de polițiști. În sudul țării a fost luată decizia de a opri temporar circulația camioanelor de mare tonaj pentru a evita accidentele. 5 rute școlare au fost suspendate azi dimineață din cauza unor defecțiuni la autobuzele care transportau elevii. Potrivit Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, din acest motiv, peste 600 de elevi nu au ajuns azi la ore. Deocamdată nu sunt localități care să nu aibă energie electrică. Lucrările de dezăpezire continuă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Pe trasee sunt gata pentru intervenție 51 de patrule pentru a ajuta la fluidizarea traficului și a oferi ajutorul necesar cetățenilor. Deși drumurile naționale sunt practicabile, se circulă în condiții de iarnă. Potrivit meteorologilor, se menține codul galben de lapoviță, ninsori și vânt puternic. Șoferii, în special cei de pe cursele regulate, trebuie să-și doteze corespunzător mașinile, să se deplaseze cu viteză redusă atât în localități cât și în afara lor, să păstreze distanța între automobile și să fie atenți la indicatoarele rutiere, iar în cazul unor situații de risc să apeleze serviciile 901, 902 și 903. Iarna grea din martie pune din nou la încercare autoritățile locale. Au fost scoase la treabă toate utilajele de dezăpezire pentru ca străzile din Chișinău să fie cât de cât practicabile. Concomitent a intervenit și în curți, parcuri și pe trotuare, pentru care s-a dispus mobilizarea în forța tuturor muncitorilor. Înarmați cu lopeți, muncitorii au împânzit grădina publică Ștefan cel Mare, asemenea unei armate de soldați disciplinați. De dimineață luptă cu zăpada și gheața din parc. Stricăm gheața asta. Și nu se lunice lumea. Ce șură, așa-și dovdim. Noi muncim de la ora 7. Pe unii greu, pe unii ușor, dar trebuie să-l facem lucrul. Ne un alt 7 oameni nu dovdesc să facă tot lucrul. Noi sărim în mâini de ajutor. Pe lângă mulțumiri, șefa capitale le promite muncitorilor că pentru luna martie vor ridica chiar 2 salarii, pentru că au muncit din greu în aceste zile de iarnă întârziată. Noi merităm că locul e greu, e bătut, e multă zăpadă. E obostor locul, e obostor, dar trebuie să lucrăm. Nu ți dă nimeni bani. La ce salariu pe lună aveți? Noi avem, depinde câte trudoțile sunt în lună, până la 3000 ajungem. Și un premiu, atât cât e salariul pe o lună, ar prinde bine. Foarte bine. Nu cred că
Nu a fost niciodată așa ceva și cred că nici n-ați și... Vi s-a mai promis și nu vi s-a plătit sau cum? Ei multe promit, dar nu fac nicăieri. S-a intervenit în forță în toate parcurile, cel puțin asta spun autoritățile. La 7 au venit practic toți cei peste 300 de angajați, cu 54 de unități de transport și lucrăm până cât va fi nevoie. Vom face rotații, cum a spus și doamna primar, ca să le dăm răgaz celor care au lucrat noaptea, să facă o pauză, ca să putem să începem din nou lucrările în caz de necesitate. Și drumarii au avut de furcă sau mai bine zis de lopată. De când au început ninsorile, au împrăștiat pe carosabile aproape 1400 de tone de material antiderapant. Recunoaștem, poate au fost anumite scăpări din cauza lipsei de utilaj. Noi am prins acel moment pentru a nu admite, dar... Cu 22-21 de utilaje nu poți acoperi practic 700 de străzi a municipiului Chișinău. Spre dimineață au fost 11 utilaje defecte, 5 au fost reparate în regim de urgență. Iar pentru a dezăpezi curțile de bloc și trotuarele au fost mobilizate 37 de utilaje. Timp de două zile s-a presurat în jur de 32 de toane de sare cu nisip. Asta ceea ce a făcut între primul municipal și prestări servicii, plus adăugător gestionare fondul locativ, cred că în jur de 6 toane au presurat cu mâna manual. Am făcut tot ce am putut să facem cu echipamentul disponibil și situația pe care o avem la Chișinău. Fiindcă, sincer vă zic, impresia mea este, dacă aș generaliza echipamentele pe care le avem disponibile în Chișinău, că avem un trabant cu care încercăm să mergem la viteza Mercedesului, ceea ce este practic imposibil. Potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, codul galben de ninsori, polei, vânt și valuri de frig se menține până pe 22 martie. Veste bună pentru pasionații de skateboarding. În parcul Valea Trandafirilor va fi construit un skatepark modern, capabil să găzduiască întreceri de nivel internațional. La cât se ridică investiția și când ar putea fi gata, vă spunem în telejurnal. Vladimir Putin va conduce Federația Rusă încă 6 ani după ce ieri și-a asigurat un nou mandat de președinte. După numărarea aproape 98% din voturi, Putin a câștigat alegerile cu un zdrobitor scor de peste 76%. Vladimir Putin! În fața 10.000 de susținători adunați în centrul Moscovei, în ciuda frigului, Vladimir Putin a făcut un apel la unitate după previzibila victorie în scrutinul prezidențial. Очень важно привлечь на свою сторону и тех, кто мог голосовать за других кандидатов. Нам это единство нужно для того, чтобы двигаться вперед. Cu peste 76% din voturi, Vladimir Putin nu a avut practic adversari, iar la prima conferință de presă după victorie a fost deja întrebat despre o nouă candidatură peste 6 ani. Мне кажется, что то, что вы говорите, немножко смешно. Давайте посчитаем. Я что, до 100 лет, что ли, буду сидеть? Нет, нет. Un sfert de secol este însă asigurat, ceea ce îl face pe Vladimir Putin cel mai longeviv lider rus după Stalin. În scrutinul de ieri, rușii au avut la dispoziție 96.000 de secții de votare în Rusia și alte 400 în străinătate. Mai mult de jumătate din secțiile de vot au fost dotate cu scanere speciale pentru a contabiliza în timp real atât prezența cât și clasamentul candidaților. Au fost și momente când unele scanere au avut probleme. Бюллетени установлены формы. Павел Юрьевич. Павел Юрьевич, иди сюда, милый. Почему? Что? Может, правильно вот так вот, да? Нет. А, все. Ну. Бюллетень имеет слишком большой перекос. Опустите бюллетень повторно. Pentru a stimula și mai mult prezența la urne, la fiecare secție de votare au fost amenajate târguri de produse alimentare și locuri de joacă pentru copii. Desfășurare impresionantă de forțe aici, în centrul capitalei ruse. Piața Roșie practic este înconjurată de forțele de poliție. Totul este pregătit pentru mitingul, concertul din această seară, unde Vladimir Putin își va anunța victoria. O victorie fără emoții și în contextul în care principalul lider al opoziției, Alexei Navalnei, nu a fost lăsat să participe în alegeri. El a încercat până în ultimul moment să-și convingă susținătorii să boicoteze scrutinul. Всем привет. Большое спасибо, что смотрите нашу трансляцию. И как-то в день выборов оказываешься в эфире, и так и хочется сказать, ну вот я пришел в эфир, сразу после того, как проголосовал, а я могу сказать, что я пришел в эфир. Prezența la urne a fost de 60% conform cifrelor furnizate de Biroul Electoral Central.
Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, se arată încântat de victoria obținută ieri în alegeri de liderul rus, Vladimir Putin. Dodon i-a expediat omologului său un mesaj de felicitare. În acest sens, șeful statului îl califică pe Vladimir Putin drept un mare prieten al Republicii Moldova, cu sprijinul căruia a fost deschisă piața rusească pentru unii exportatori autohtoni și a fost soluționată problema migranților. În mesajul său de felicitare, Dodon și-a exprimat speranța că parteneriatul strategic cu Federația Rusă se va îmbunătăți. Reacțiile dure din partea Uniunii Europene după otrăvirea agentului rus Sergei Skripal în Marea Britanie nu au influențat cu nimic alegerile din Federația Rusă. Ba mai mult, au mobilizat electoratul care îl simpatizează pe președintele Vladimir Putin. Este tabloul pe care îl văd experții de la Chișinău care au comentat prezidențialele din Federația Rusă la emisiunea Conexiuni de la TVR Moldova. Orice încercare de presiune a Occidentului asupra Federației Ruse nu face decât să mobilizeze electoratul rus, pentru că așa este profilul rusului în general, nu acceptă să îi se indice, mai ales cum trebuie să procedeze pe plan intern. Există o atitudine de respingere, așa cum îi cunoaștem noi pe ruși, pentru că am coexistat alături de ei atâta amar de vreme. Cea mai bună prezență la urnele de peste hotarele Rusiei a fost tocmai în Moldova, mai exact în regiunea transnistreană, acolo unde Moscova a deschis ilegal 24 de secții de votare și doar 3 secții legale în dreapta Nistrului. Peste 74.000 de oameni din regiunea transnistreană cu cetățenie rusă au ieșit ieri la vot, iar 96% din ei au votat pentru președintele Putin, se laudă pe o rețea de socializare vicepremierul rus Dmitri Rogozin. Văzând cum votează, deci, transnistrenii, cetățenii ruși care sunt în Transnistria, ei sunt foarte mulți, ne dăm foarte bine seama că ei, de fapt, se găsesc sub incidența propagandei ruse, în condițiile când presa, mass media moldovenească, practic nu funcționează pe malul stâng al Nistrului. Experții mai spun că acest lucru ar trebui să le dea de gândit autorităților de la Chișinău, care, conform sistemului electoral mixt, au atribuit 2 circumscripții pentru regiunea transnistreană. Prin aceleași tactici folosite și de Federația Rusă, cetățenii din stânga Nistrului ar putea fi ușor influențați să voteze într-un anumit fel la alegerile parlamentare din Republica Moldova în acest an. Un cetățean al Republicii Moldova a fost expulzat din Ucraina de către Serviciul de Securitate de la Kiev. Potrivit SBU, este vorba de o persoană care ar fi comis mai multe crime și a cărei misiune era să înființeze pe teritoriul statului o grupare criminală cu sprijinul interlopilor locali. Bărbatul a fost judecat anterior de 5 ori pentru jafuri și influență negativă asupra situației criminale în regiunea Hmelnitski, se spune în comunicatul SBU. Recent, individul și-a executat ultima condamnare, iar după ieșire planifica să creeze o grupare criminală organizată. În urma investigațiilor, Serviciul de Securitate a decis expulzarea din Ucraina a bărbatului. Acestuia i-a fost interzis accesul pe teritoriul țării pe o perioadă de 5 ani. Procedura de predare-primire a infractorului a fost realizată în punctul de trecere moldo-ucrainan de la Ocnița, informează Poliția de Frontieră a Republicii Moldova. Momentan, individul este în libertate. Chișinăul va putea fi gazda unor campionate mondiale la skateboarding, asta însă doar după ce va fi construit un teren special amenajat în parcul Valea Trandafirilor. Conceptul unui skatepark modern a fost prezentat astăzi de către autoritățile municipale în cadrul ședinței operative a primăriei Chișinău. Lucrările ar urma să se înceapă în acest an, iar investiția depășește 50.000 de euro. După ce săptămâna trecută au vorbit despre reabilitarea rețelei de iluminat public, renovarea aleilor și trasarea pistelor pentru bicicliști, astăzi s-a prezentat și proiectul privind construcția unui complex sportiv în parcul Valea Trandafirilor. Acolo vor apărea un skate park și mai multe terenuri de sport. Investiția se va face anume în parcul Valea Trandafirilor pentru că... În ultimii ani s-a investit numai într-un singur parc, cu părere de rău, în Valea Morilor, s-a investit destul de mulți bani. Restul parcului s-a lăsat așa în voia soartei. Sunt parcuri, skate parcuri existente în Constanța, uitați-vă ce frumusețe. Asta este în Cluj, funcțional și apropo sunt municipale. Asta este în Polonia. Cam așa va arăta skate parcul nostru dacă noi vom fi susținuți.
Lucrările de construcție a complexului sportiv modern vor demara la vară. Sportivii susțin proiectul și spun că an de an crește numărul celor pasionați de skateboarding. Din 2020 sportul ăsta devine olimpic pentru prima dată la Olimpiada de la Tokyo. Noi suntem bucuroși că în sfârșit în Chișinău va apărea așa un skatepark, pentru că sunt foarte mulți participanți, însă condiții pentru a practica acest sport nu există, iar de unde noi nu ne-am duce și am încercat să practicăm acest sport, noi suntem alungați ori de paznici, ori de poliție. Proiectul de construcție a complexului a fost elaborat la inițiativa asociațiilor Obștești, Clubul Sportiv Skateboarding și Platforma Urbană. În prezent, în Republica Moldova, circa 8.000 de persoane practică acest sport. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu, spune că limba vorbită în Republica Moldova este româna. Șeful legislativului a menționat că și-ar dori ca articolul 13 din Constituție să fie modificat. Vă spunem mai multe imediat în telejurnal. Republica Moldova se mută la munte. La început de iunie, orașul Brașov din România va găzdui în premieră expoziția Moldova Prezintă, care va întruni aproape 100 de agenți economici și artiști autohtoni. Evenimentul își propune să susțină producătorii locali și să promoveze imaginea Republicii Moldova peste hotare. Expoziția Moldova Prezintă se va desfășura în perioada 15-17 iunie în Piața Sfatului din Brașov, loc vizitat de mii de turiști în lunile de vară. Companiile din Republica Moldova își vor expune produsele și vor participa la un forum de afaceri moldo-român. Sperăm noi ca forumul de afaceri să dea un imbold la dezvoltarea relațiilor noastre pe segmentul de investiții, dar și semnare de acorduri de colaborare. Vor fi asigurate inclusiv și vizita la anumite întreprinderi din regiuni, la parcuri industriale, la anumite investiții străine, companii străine care au investit în România pentru a prelua cele mai bune practici. În prima zi a expoziției va fi organizat și un concert prezentat de artiști basarabeni. Expoziții similare au mai avut loc în Belarus, Polonia și România, care rămâne un partener strategic al Republicii Moldova. Doar în 2017 volumul exporturilor cu România a constituit peste 600 de milioane de dolari, iar importurile 700 de milioane. La eveniment pot participa producători de mărfuri și prestatori de servicii din toate sectoarele economiei naționale. Doritorii pot depune o cerere de participare în perioada 30 aprilie-10 mai la Camera de Comerț și Industrie. Toleranță zero față de firmele care încearcă să ocolească plata unor taxe prin achitarea salariului în plic. Fiscul anunță demararea unei campanii de verificări în următoarele 3 luni și astfel le dă răgaz tuturor agenților economici să intre în legalitate. Din vară, inspectorii fiscali vor verifica toate documentele agenților economici din ultimii 4 ani. Fiți atenți aici! Luăm un salariu de luna trecută, unul de luna aceasta și un salariu de luna viitoare. Le punem într-un plic. Cu ce ne alegem? Cu nimic. Exact ca și pensia bunicii. Chiar de mâine, inspectorii fiscali vor face verificări la 17 agenți economici care le-au atras atenția. Le vor bate la ușă și le vor scotoci prin documente să vadă dacă au plătit impozitele și salariile, așa cum cere legea. Controlele fiscale, în prima etapă, va cuprinde perioada anului 2017-2018 prezent. În cadrul controlelor se vor aplica toate metodele și instrumentele disponibile, inclusiv cu suportul organelor de drept și cu suportul funcționarilor din cadrul Inspectoratului Muncii, pentru a aproba achitarea salariilor în plic, utilizarea muncii nedeclarate. Cele 17 companii vor fi verificate în 90 de zile, iar agenții economici care scapă de verificare au răgaz în tot acest timp să-și revadă declarațiile de venit ca să nu ajungă pe lista celor care vor fi supuși verificărilor în cea de-a doua etapă. Controale care vor începe în luna iunie, iar inspectorii fiscali vor verifica documentele de contabilitate din ultimii 4 ani. Pentru fiecare persoană identificată care activează în cadrul companiei și nu este angajată în mod oficial conform prevederilor Codului Muncii, persoana juridică riscă o amendă de la 210 la 300 unități convenționale.
În cazul în care se stabilește în cadrul controalelor, conform probelor și conform audierilor care o să fie supuși salariații, că salariile au fost achitate fără a fi reflectate integral în dările de seamă fiscale și în documentele de evidență contabilă, persoana juridică riscă o amendă contravențională de la 1000 până la 1500 de unități convenționale. Toate aceste verificări au loc în cadrul unei campanii de informare și sancționare a agenților care plătesc salariile în plic. Inspectoratul fiscal mai spune că cei care acceptă să muncească la negru trebuie să știe că se expun unor riscuri pe viitor. Slabe șanse să avanseze în carieră, lipsa protecției sociale și a unei indemnizații decente de îngrijire a copiilor, dar și o pensie mică la bătrânețe. Campania pe care o desfășoară Inspectoratul fiscal are loc cu susținerea Guvernului Marii Britanii. Doi deținuți în vârstă de 34 și 36 de ani de la penitenciarul Brănești au evadat în timp ce se aflau la muncă. Cei doi aveau dreptul să se deplaseze fără escort în afara penitenciarului. Unul dintre ei a fost prins repede și adus înapoi la penitenciar. Celălalt a fost dat în urmărire generală în baza unei acțiuni demarate de Procuratura Orhei. Cei doi au fost condamnați și încarcerați pentru infracțiuni contra proprietății. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu, spune că limba vorbită în Republica Moldova este română. Șeful legislativului a menționat că și-ar dori ca articolul 13 din Constituție să fie modificat. Asta chiar dacă Marian Lupu, colegul său de partid, crede contrariul. Declarațiile au fost făcute în emisiunea Interviurile Telejurnalului de la TVR Moldova, realizată de colegul meu Vitalie Guțu. Într-adevăr, sunt persoane, precum e și fostul președinte a partidului, domnul Marian Lupu, care consideră că denumirea limbii este limba moldovenească, dar în același timp este o mare parte a membrilor din partid și inclusiv din conducerea partidului, inclusiv eu care fac și eu parte din conducere, care considerăm că limba este limba română. O spun cu regret, dar undeva 60-65% la ora actuală încă consideră că limba este limba moldovenească. Bineînțeles, nu este vorba de generația nouă, care are o altă percepție și are o altă înțelegere, dar mai domină și opinia generației mai înaintate. Evident, eu mi-aș dori să fie schimbat articolul 13 din Constituție, dar nici nu pot să merg împotriva unei majorități. De aceea, probabil, timpul încă își va spune cuvântul, viitoarele generații sau următoarea generație, sau poate următorul parlament, sau poate chiar și acest parlament va găsi unele soluții și ce ține în mijloce de Constituție. De altă părere este colegul de partid al președintelui Parlamentului, Marian Lupu. Politicianul a menționat în nenumărate rânduri că în Republica Moldova se vorbește limba moldovenească, iar recent a declarat că articolul 13 din Constituție trebuie să rămână neschimbat pentru asigurarea abordării europene unitate prin diversitate. Fostul președinte al Partidului Democrat a mai specificat că cei care cer cu vehemență schimbarea acestui articol nu se opresc doar la limbă. În decembrie 2013, Curtea Constituțională de la Chișinău a decis că textul din Declarația de Independență prevalează textului din Constituție. Astfel, limba română este limba de stat a Republicii Moldova, deoarece acesta este termenul precizat în Declarația de Independență. Astăzi a început complicatul proces prin care angajații organizației nord-atlantice se vor muta în noul sediu de la Bruxelles. Cât ar putea să dureze transferul celor 4.000 de angajați, aflați din Telejurnal. Alertă de securitate în Austin, capitala statului Texas, după ce doi tineri au fost răniți de explozia unei bombe artizanale. Aceștia au detonat accidental un colet lăsat pe marginea drumului într-un cartier din vestul orașului. A fost a patra bombă care a explodat luna aceasta în Austin, majoritatea mascată în colete lăsate în fața mai multor case. Doi bărbați au murit și două femei au fost rănite în deflagrații. Poliția a sfătuit oamenii să fie vigilenți și tratează incidentele ca fiind corelate. Deocamdată nu există oficial suspect sau indicii privind motivele acestor gesturi. De cealaltă parte, mai multe organizații afirmă că la mijloc ar putea fi ura de rasă. Toate victimele sunt persoane de culoare, iar cartierul unde au fost livrate bombele este predominant locuit de afroamericani și hispanici.
Incendiile de vegetație fac din nou ravagii în Australia. Peste 70 de locuințe și alte clădiri au fost făcute scrum în localitatea Tatra, situată la aproape 500 de kilometri la sud de Sydney. Toți locuitorii au fost evacuați la timp, dar mai multe persoane au fost intoxicate cu fum. Și a fost doar unul dintre incendiile izbucnite în weekend în sud-estul Australiei, cel mai probabil în timpul unei furtuni cu fulgere. Potrivit oficialilor, în doar două zile, flăcările au pârjolit peste 40.000 de hectare de pământ. NATO se mută în casă nouă. Astăzi a început complicatul proces prin care angajații organizației nord-atlantice se vor muta în noul sediu de la Bruxelles. Transferul celor 4.000 de angajați va dura 12 săptămâni, a precizat purtătorul de cuvânt al organizației. Pe durata tranziției, activitatea va continua și în clădirea veche. Procesul mutării a fost amânat de mai multe ori din cauza unor probleme tehnice la instalarea sistemului informatic de securitate. Noua clădire, situată tot în capitala Belgiei, a început să fie construită în 2010, iar costurile totale depășesc 1 miliard de euro. A fost primul ministru al finanțelor și un pionier al economiei din Basarabia. TVR Moldova continuă să-i descopere pe eroii din generația Unirii. Cine este protagonistul de astăzi, ne spune Olga Tverdohleb. Astăzi o să-l cunoașteți pe Teofil Ioncu, pionerul economiei din Basarabia. Și-a făcut studiile în domeniul comercial și financiar la Chișinău, Feodosia, Crimea, Moscova și chiar în Germania. A luptat foarte mult pentru a îmbunătăți situația țăranilor din Basarabia, creând o mișcare cooperatistă. Tot la inițiativa lui, înființează în satul său de Baștină o bancă populară care oferea credite țăranilor, un lot demonstrativ, dar și un oficiu poștal. Ulterior devine președinte al Partidului Național Moldovenesc și deputat în sfatul țării, alături de care votează unirea Basarabiei cu România. Ulterior este numit ministru al finanțelor în acest prim guvern, contribuind semnificativ la dezvoltarea economică a Basarabiei. Teofil Ioncu s-a născut în 1885 în satul Olișcan, județul Orhei. După absolvirea studiilor, ocupă funcții în domeniul comercial și participă la congrese ale cooperației din Chișinău și Odessa. A fost pionierul economiei basarabiene în sensul că a optat foarte mult pentru cooperare. Cooperația în sate să fie punctul de sprijin al țăranului. Și în acest scop el creează o bancă țărănească la Olișcani, în satul de Baștină, și încearcă să dea credit țăranilor pentru a-și fortifica posibilitățile economice. Ulterior pleacă în Germania pentru specializare în studii economice și financiare. A fost o perioadă foarte benefică pentru el, pentru că a avut posibilitatea să compare școala rusească, școala germană, școala economică fundamentală germană. Este unul din basarabieni care în perioada interbelică a fost în Japonia, în China, în Olanda, în Turcia și a avut posibilitatea să compare nu numai cultura, dar și economia acestor țări. Războiul îl prinde acolo, e făcut prizonier, dar revine în Basarabia și ocupă postul de contabil la Uniunea pentru aprovizionarea frontului în Kiev. Ulterior devine președinte al Partidului Național Moldovenesc, din partea căruia a și fost ales deputat în sfatul țării al Basarabiei. Ca economist a fost unul din figurile principale ale sfatului țării. A știut nu numai politicul, pentru că el explica politic foarte bine, dar el înțelegea ce urmează după politic. El insista foarte mult ca țăranii să fie împroprietăriți, să primească pământ și acest pământ să fie într-o cantitate suficientă pentru a întreține o familie, pentru a crea o bază materială serioasă care ar da un nou nivel calitativ. La 27 martie 1918, Teofil Ioncu a votat unirea Basarabiei cu România, iar pe 1 decembrie 1918 merge la Alba Iulia, unde ține un discurs emoționant. Vorbește despre crearea României mari și aportul provinciilor nouă alipite, deci Basarabia, Bucovina, Ardealul, că această România mare va avea o nouă democrație, va fi o nouă calitate politică a României și posibilitățile
de democratizare a societății vor fi foarte mari. După unire, este delegat pe lângă Banca de Stat a Rusiei pentru a reglementa schimbul de bani în teritoriul dintre Prut și Nistru. A fost ministru de finanțe în primul guvern al Republicii Moldovenești. Țăranul, în fond, nu avea pământ. Sau avea pământ foarte puțin, insuficient pentru a crea o bază materială serioasă. Și reforma agrară pentru care el a votat și pentru care el a lucrat ca ea să fie implementată, presupunea, deci, darea țăranilor pământului, cât mai mult pământ, minim 6 hectare, ca să poată crea o fermă modernă și această reformă, în fond, a avut un rezultat pozitiv. Teofil Ioncu a fost și un neobosit animator al culturii. A editat cărți de popularizare a științei pentru țărani, a fondat revista Basarabia Economică și a semnat mai multe lucrări despre Basarabia. Deși a deținut funcții politice și administrative importante, Teofil Ioncu se face profesor la Orhei. A murit în 1953 și este mormântat la cimitirul Eternitate din Iași. Ședința de judecată în dosarul Braguța a fost amânată și astăzi pe motiv că unul dintre martori nu a putut să ajungă în instanță din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Potrivit procurorului, martorul este unul dintre deținuți care a făcut declarații relevante în timpul urmăririi penale. Acesta a văzut momentul în care Andrei Braguța se deplasa prin penitenciar. Totodată, potrivit unuia dintre avocații din acest dosar, și un inculpat nu s-a putut prezenta din motiv că a căzut și urmează a fi internat în spital. Precizăm că ultimele două ședințe de judecată programate în dosarul Brăguță au fost amânate de asemenea. În cazul morții suspecte a reținutului Andrei Brăguță, acuzați sunt 16 polițiști și 4 deținuți. Televiziunea rămâne principala sursă de informare a cetățenilor din Republica Moldova. Oamenii petrec cel puțin 3 ore zilnic în fața televizoarelor. Sunt datele unui nou sondaj IMAS dat astăzi publicității. Internetul se clasează pe locul 2 în topul preferințelor, iar presa liberă este în cădere liberă, mai arată datele studiului. Potrivit studiului, cetățenii Republicii Moldova au încredere în ceea ce li se spune la televizor, urmăresc buletinele de știri, emisiunile de dezbateri și cele de divertisment. Și asta pentru că 95% din locuitorii țării au acasă cel puțin un televizor. Consumul de programe TV e în continuare foarte ridicat. Avem o medie de aproape 190 de minute în timpul săptămânii, deci peste 3 ore. Și o medie de peste un pic peste 4 ore pentru o zi de weekend. Iar lucrurile astea sunt posibile în primul rând pentru că 95% din gospodării au un televizor. Potrivit studiului, după televiziune, principalele surse de informare a cetățenilor sunt internetul, cu 26% din preferințe, urmat de radio, cu 7%. Presa scrisă este mai puțin preferată a moldovenilor. Pentru ziare și reviste optează doar 2% din respondenți. Același sondaj arată că 68% din respondenți au acasă acces la internet, iar 58% au acces la internet prin intermediul unui telefon mobil. Un consum foarte mare de timp petrecut pe internet, mai ales de către tineri, de cei de 18-25 de ani, și scade semnificativ pe măsură ce ajungem la cei de 71 de ani sau peste. Un consum ridicat în orașele mari, mai ales în municipii, în Chișinău. Sondajul a fost realizat în perioada 9 februarie 4 martie pe un eșantion de 1513 respondenți și are o marjă de eroare de plus minus 2,5%. Sondajul a fost realizat cu sprijinul financiar al Suediei și Statelor Unite.
Consolidarea securității energetice a Republicii Moldova prin diversificarea surselor de furnizare a gazelor naturale a fost unul dintre subiectele abordate de ministrul economiei Kiril Gaburici cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional. Experții FMI și-au exprimat susținerea în ceea ce privește planurile autorităților de a investi în infrastructura publică. Programul de 3 ani al Republicii Moldova, susținut de FMI, a fost aprobat în noiembrie 2016. Acesta este finanțat printr-un credit în valoare totală de circa 190 de milioane de dolari, dintre care 83 de milioane de dolari au fost deja alocate. Deputatul Constantin Codreanu cere restaurarea actualului sediu al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, care a găzduit Sfatul Țării, organismul datorită căruia Basarabia s-a unit cu patria mamă România. Vă spunem mai multe imediat în Telejurnal. Judecătorul Curții Constituționale Victoria Iftodi este oficial noul ministru al Justiției. Candidata democraților a fost acceptată de președintele țării. Igor Dodon a semnat decretul de numire în funcția noului ministru, iar după depunerea jurământului, Iftodi a fost prezentată colectivului de la minister. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării. După ce anterior respingea pe bandă rulantă candidaturile democraților la funcțiile de miniștri și era suspendat pentru gestul său, de această dată președintele Dodon a acceptat din prima candidatura Victoriei Iftodi. Șeful statului a semnat dimineață decretul de numire în funcția noului ministru. M-am așteptat să accepte această candidatură pentru că nu prevăd motive de ce ar fi trebuit să refuze, precum vă spuneam, întrunește toate criteriile și calitățile necesare pe de o parte, pe de altă parte este o persoană pe care o cunoaște și el personal și întotdeauna a vorbit că va accepta profesioniști în garnitura guvernamentală. Victoria Iftodi a depus jurământul și a fost prezentată noi echipe. Iftodi spune că revine la minister ca acasă. Noul ministru al Justiției a mai exercitat această funcție timp de 2 ani în perioada comunistă. Sunt conștientă și de faptul că este un mandat foarte dificil. Problemele din sistem îmi sunt cunoscute și nu doar prin faptul că am activat în acest sistem, dar întotdeauna am ținut îndeaproape, urmărit activitatea ministerului. Funcția de ministru al Justiției a rămas vacantă acum o săptămână după ce fostul șef Alexandru Tănase și-a dat demisia. Gestul lui Tănase a venit după ce în spațiul public a apărut o înregistrare a unei discuții telefonice între el și afaceristul Veaceslav Platon, condamnat în dosarul Băncii de Economii. În acest an, toți sărbătorim Marea Unire de la 1918, iar declarațiile de unire reprezintă o expresie a bucuriei. Mesajul a fost transmis de ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță, la un post de radio. Declarațiile nu au valoare juridică, gesturile sunt simbolice și vin ca o expresie de fericire în acest an aniversar. Ambasadorul României la Chișinău a încurajat autoritățile locale din Republica Moldova să-și găsească parteneriate cu localități din România, care să aibă o amprentă practică foarte clară, dincolo de natura simbolică și spirituală. Totodată, excelența s-a încurajat aleșii locali să cunoască și să aplice pentru programul operațional România-Republica Moldova, prin care pot obține bani pentru proiecte viabile. O clădire încărcată de istorie, însă uitată de autorități. Vorbim despre actualul sediu al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, care a găzduit Sfatul Țării, organismul datorită căruia Basarabia s-a unit cu patria mamă. Pentru că edificiul este deteriorat, se cere restaurarea acestuia în regim de urgență. Solicitarea vine din partea deputatului român Constantin Codreanu și este adresată Guvernului României și autorităților din Republica Moldova. Clădirea în care Sfatul Țării a votat istoricul act al unirii Basarabiei cu România se află în actuala stradă Alexei Mateevici, numărul 111 din municipiul Chișinău. În prezent, edificiul are statut oficial de monument de arhitectură și de istorie de însemnătate națională. În cele peste 700 de zile de activitate, primul organ legislativ al Basarabiei și-a ținut lucrările în clădirea fostului liceu. Autorul construcției este inginerul Coșelev, după proiectul arhitectului Vladimir Țiganco.
avea stații telefonice, ceea ce era foarte important pentru viitorul sat al țării. Pentru că era în legătură cu orașul, cu gubernia, cu frontul, cu Iașul. Ea putea găzdui viitorii deputați care veneau de la țară și trebuia să fie găzduiți în Chișinău. Decizia a fost luată, deci căutarea nu a durat mult timp, pentru că militarii cunoșteau foarte bine locațiile din Chișinău și au decis că această clădire este foarte bună pentru viitorul sat al țării. Clădirea a fost construită în anul 1905 pentru a fi orfelinat, ce avea capacitatea de 70 de copii de nobili. În timpul celui de-al doilea război mondial, edificiul a fost deteriorat atunci când ci s-au pierdut mai multe elemente importante din arhitectura sa, ce aduce ce au aminte de clasicismul francez. Așa că nu este de mirare că în prezent clădirea Sfatului Țării de la Chișinău se află într-o stare avansată de degradare. Alarmat de situația creată, deputatul român Constantin Codreanu a adresat următorul mesaj șefului cabinetului de miniștri de la București și altor trei miniștri de resort. Au rămas zile numărate până la împlinirea centenarului unirii Basarabiei cu țara mamă, România, prin decizia Sfatului Țării de la Chișinău în 27 martie 1918. În clădire a mai activat Ministerul Învățământului, Gimnaziul numărul 3 pentru băieți, Spitalul Militar, o secție a Facultății de Agronomie de la Universitatea din Iași, dar și Institutul Agricol din Chișinău. În prezent este blocul principal al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Cercetătorii italieni experimentează un nou tip de agricultură, cea subacvatică. Ce așteptări au ei de la acest proiect inedit, vă spunem în telejurnal. La începutul de săptămână a adus din nou iarna peste România, a nins abundent, iar în cursul nopții ploaia înghețată a dat de furcă șoferilor. Meteorologii avertizează că ninsorile și temperaturile scăzute vor continua până la sfârșitul săptămânii și au emis cod galben de Lapoviță, ninsori, polei și vânt pentru 20 de județe din București până mâine la ora 15. În capitala României, primarul general a convocat comandamentul de iarnă. De dimineață, trotuarele s-au transformat în adevărate patinoare. Dacă pe drumul principale, situația este ceva mai bună, străduțele sunt greu accesibile. Iarna a revenit în forță și numai toată Europa și a dus scăderi importante de zăpadă și condiții dificile de transport. În Ungaria este cod roșu în mai multe regiuni din estul și sud-estul țării, unde ploaia înghețată și vântul cu o forță de până la 70 de km pe oră au dat peste cap transporturile. Și în Franța este cod galben de ninsuri și polei în 13 departamente, iar la Paris ninge de două zile. Și Anglia, Țara Galilor și Scoția sunt sub cod galben. O persoană a murit și mai multe 10 au fost tratate de hipotermie. Zeci de arbori, zboruri a fost anulate în Regatul Unit. Mai multe drumuri sunt blocate și școlile din câteva regiuni au rămas astăzi închise. Teatrul nu are limite de vârstă, dar nici de limbaj. Copiii cu deficiențe de auz vor demonstra acest lucru în cadrul proiectului Cuvinte care se văd, gesturi care se aud. Timp de aproape o lună, alături de actorii de la Teatrul Excelsior din București, micuții vor lua parte la ateliere de teatru. La Corea de Sud. 50 de elevi cu deficiențe de auz participă la proiectul Cuvinte care se văd, gesturi care se aud. Li s-au alăturat elevi de la școlile cu program normal și 17 actori voluntari ai Teatrului Excelsior. Cu ajutorul interpreților mimico-gestuale au fost împărțiți în echipe mixte și de săptămâna viitoare până pe 13 aprilie vor participa la ateliere de teatru. Îi putem înțelege mult mai bine și ne putem și noi integra în lumea lor și ei se pot integra în lumea noastră. E un fel de schimb de experiență. O foarte mare provocare, dar sunt foarte curios să învăț și să descoper de la ei foarte multe lucruri. Teatrul în limbajul mimico-gestual este o normalitate în alte țări, însă în România nu a avut loc niciun astfel de spectacol. Chiar ne dorim ca după, să spunem, această perioadă scurtă de școlarizare a actorilor, să continuăm această școlarizare și chiar să scoatem primul spectacol de teatru pentru persoane cu deficiențe de auz în limbajul mimico-gestual. Mie mi se pare că e ca un drum pe munte pe care n-ai mai fost. Este o experiență unică, inedită pentru noi toți.
Pe 17 aprilie, sala Palatului va găzdui spectacolul de teatru folosind și limbajul mimico-gestual în cadrul festivalului Cuvinte care se văd. Italienii experimentează agricultura subacvatică. E un proiect care dă rezultate peste așteptări și care, spun inițiatorii, poate fi exportat cu succes în zone cu probleme de secetă. Grădina lui Nemo, așa se numește sistemul alcătuit din 6 biosfere aflate sub apă la 8 metri adâncime. Sunt de fapt 6 corturi imense din plastic umplute cu aer, care beneficiază de 2 surse de lumină, naturală venită de la suprafața apei și artificială, de la lămpi cu LED. Alimentarea cu apă în interior se face prin reciclarea condensului format pe pereții de plastic. Viene direcționata verso una bacinella e la bacinella la pesca per poi portarla in cima al nostro sistema idroponico. Questo tubo è forato, come potete vedere, e dentro ciascun foro noi andiamo ad avere un conetto con inizialmente il seme, che poi crescerà. Au fost plantate astfel semințe de busuioc cu rezultate excepționale. Au început să germineze în doar 48 de ore. Plantele se dezvoltă nestingherite. În interiorul balonului de plastic nu există grindină, nici ploi devastatoare sau perioade lungi de secetă ori temperaturi de îngheț. Insectele sau agenții nocivi nu ajung acolo. Temperatura interioară e aproape constantă, la fel și umiditatea, 85%. Întregul ecosistem e monitorizat non-stop. Possiamo vedere la telecamera che inquadra l'ambiente interno in questo momento e dei parametri di registrazione dell'umidità, della temperatura, dell'acqua, insomma tutti i parametri utili al monitoraggio delle piante. Sistemul este autosustenabil. Nici construcția, nici întreținerea nu necesită costuri excesive. Să vedem acum cotațiile valutare pentru mâine. Banca Națională a stabilit un curs oficial de 16 lei și 49 de bani pentru un dolar american cu 3 bani mai puțin. Moneda europeană se va deprecia și va costa 20 de lei și 25 de bani. Leul românesc va fi cotat la 4 lei și 34 de bani. Hrivna ucrainană va avea valoarea de 62 de bani, iar rubla rusească rămâne la 28 de bani. Lupta la titlu în Liga 1 de fotbal din România rămâne deschisă. CFR Cluj și FCSB s-au mulțumit cu un egal după un meci cu 2 eliminări și un penalti controversat. CFR rămâne pe primul loc cu 34 de puncte, în timp ce FCSB are 2 puncte mai puțin. Derbiul pentru titlu s-a jucat la 0 grade și cu 19.000 de spectatori în tribune la Cluj. Culiu a semnat primul șut pe poartă, iar în minutul 37, Ovidiu Hațegan a dictat penalti într-o fază în care mingea a căzut pe mâna lui Benzar. Elevii lui Dica au contestat decizia, dar Culiu și-a văzut de treabă și a marcat al 7-lea său gol de la 11 metri din acest sezon. Replica FCSB-ului nu a întârziat și transversala le-a salvat pe gazde la torpila lui Budescu. La pauză, Dica a mizat totul pe cei doi tănase și fostul jucător al viitorului l-a pus la încercare pe Arlauskis. În minutul 58 a avut loc o nouă fază controversată. Pintilie a avut o intrare dură la Peteleu, dar centralul Hațegan nu a acordat lovitură de la 11 metri. Partida a continuat pe contre. Mai întâi, Țucudean l-a remarcat pe Bălgrădean, apoi în celălalt careu, Florin Tănase a reluat pe lângă poartă din centrarea lui Budescu. Pe final de meci, nervii au cedat. Peteleu a fost trimis mai repede la cabine, urmat peste 8 minute de Pintilie pentru o intrare la Hoban. Deac putea închide meciul din pasa lui Mailat și în loc de 2-0, în prelungiri, rezerva Noere i-a adus echipei lui Dică un punct în gruia pe terenul liderului. Naționala de fotbal a României a făcut primul antrenament înaintea amicalelor cu Israel și Suedia. Contra a condus ședința de pregătire care s-a desfășurat pe Ninsoare. Pe frig și pe Ninsoare, tricolorii care au sosit deja la reunirea lotului național s-au pregătit sub comanda lui Cosmin Contra și în prezența lui Adi Mutu. Nedelcearu și Anton sunt doi dintre debutanții care speră să bifeze prima apariție sub tricolor. Dacă rămâneam la Dinamo, nu știu dacă m-ar fi convocat. Mă bucur că a venit acum, sper să demonstrez, să nu dezamăgesc, să demonstrez că se pot baza pe mine. Am zis-o când m-am transferat, că
din punctul meu de vedere, am făcut un pas înainte, am plecat într-un campionat mai puternic și dacă am evoluții, voi avea evoluții bune, voi putea fi și convocat. Drept dovadă să și deprimi. La lot a ajuns și Răzvan Marin, jucătorul care este pe val în Belgia. Am muncit mult ca să ajung aici, trebuie să muncesc în continuare. O să fie de acum încolo mai multe așteptări de la mine și trebuie să nu dezamăgesc. Calificarea nesperată pentru România la Cupa Mondială de Rugby, în timp ce stejarii pierdeau cu Georgia, belgienii reușeau un miracol și învingeau Spania cu 18-10, succes care propulsează tricolorii în grupa A a turneului final. Zi norocoasă pentru naționala de rugby. Stejarii disputau finala Rugby Europe împotriva Georgiei, însă toți sperau la un miracol. Belgia să învingă Spania și să trimite România la Cupa Mondială. Stejarii au avut o primă repriză bună la Tbilisi, cu două lovituri de pedeapsă reușite de Vlaicu, în timp ce gruzinii au avut și un eseu transformat. În cealaltă partidă, la pauză, Belgia conducea cu un neverosimil 15-0 și stejarii începeau să viseze frumos, deși pe teren erau dominați de georgieni, al căror pachet de înaintare a funcționat perfect și în repriza secundă. Replica noastră a venit prin Vlaicu, acesta concretizând în puncte lovituri de pedeapsă. Stejarii au pierdut cu 16-25, dar au reușit calificarea directă grație rezultatului de la Bruxelles, partida arbitrată chiar de un român, Vlad Iordăchescu, care nu a scăpat la final de reproșurile spaniolilor. Ce vreme ne așteaptă în următoarele ore, aflăm chiar acum în rubrica Meteo. Bun găsit, primăvara se lasă așteptată și nu scăpăm de ninsori. Așadar, în următoarele ore va ninge în toată țara, iar minima va coborî până la minus 7 grade Celsius. Mâine vremea rămâne închisă, va continua să ningă, iar temperaturile maxime vor varia între minus 3 și minus 4 grade. La Chișinău așteptăm minus 6 grade în această noapte și în jur de minus 4 grade mâine la prânz. Și în România vremea va fi instabilă. În sudul țării mai multe județe sunt sub cod galben de ninsori, iar temperaturile nu vor depăși 5 grade Celsius. Acestea au fost informațiile. O seară cât mai frumoasă! Doamnelor, domnilor, telejurnalul a ajuns aici la final. Nu uitați că știrile noastre sunt pe tvremoldova.md. Le puteți vedea și pe pagina noastră de Facebook, unde așteptăm și opiniile dumneavoastră. În câteva minute, colegul meu Vasile Munteanu vă așteaptă la emisiunea Punctul pe azi, iar de la ora 20 nu ratați știrile de la București. Eu sunt Stella Dănilă și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită vă doresc. La revedere!